Bună, dragii mei gemeni! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Crista și o să fac pentru voi citirea generală pentru decembrie 2022, citire care se potrivește și pentru cei care au ascendentul în gemeni. De asemenea, dacă aveți persoane dragi vouă în această lună sau în acest semn zodiacal, mai bine zis, dragii mei, intrați să vedeți ce le aduce luna. Mii de mulțumiri pentru abonații mei, mii de mulțumiri pentru cei care vă întoarce și revedeți etalările mele. Sper că mesajele pe care vi le-am transmis vă ajută și țineți cont de ceea ce spun eu pentru a evolua și a vă aduce acel răspuns unde voi aveți nevoie. Dragii mei, totuși este o citire generală, dacă nu rezonați cu ceea ce eu am zis, intrați să vedeți la ascendent, că acolo cu siguranță veți găsi mai multe răspunsuri, mai ales dacă aveți peste 30 de ani. Eu fac citirea pe cele patru domenii principale ale vieții: profesie, job, bani, dragoste, sănătate, stare de bine sau ceea ce este în interiorul vostru, bineînțeles și o energie generală care influențează mai bine sau ea determină oarecum energia și vibrația lunii, dar pe celelalte domenii, cartea principală. Dragii mei, o să vedem ce mesaje avem pentru voi pentru luna decembrie. Deci decembrie de gemeni 2022, ce mesaje avem pentru cei care sunt în gemeni sau au ascendentul în gemeni pentru decembrie 2022. Doamne, ajută să primim cel mai clar răspunsul și să primim mesajele care sunt necesare pentru ei. Doamne, ajută! Ia să vedem! Ca și energie generală, dragii mei, avem 5 de cupe. Dragii mei, ceva se întâmplă cu voi. Pierdeți ceva ce ține de voi. Cred că este mai mult pe partea sentimentală ca și energie generală, pentru că avem de-a face cu cupele. Da? Deja aveți 3 cupe vărsate, mai sunt 2, ceea ce înseamnă că dacă vă despărțiți de cineva sau vă certați cumplit cu cineva sau nu știu, cu o persoană dragă vă aveți discuții sau simțiți că pierdeți pe cineva drag, cupele încă sunt pline, trebuie doar să găsiți acea strategie pentru a îndrepta lucrurile acolo unde este cazul, da? Sunteți dezamăgiți, aveți așa o durere în suflet pentru anumite pierderi pe care voi o veți suferi, poate fi atât pe plan profesional cât și pe plan sentimental, dragii mei, de ce nu? Dar voi detalia și vom vedea cum influențează această suferință prin care voi treceți, această pierdere, această dezamăgire, celelalte domenii, să vedem unde se aplică ea mai bine. Dacă este cazul, o voi clarifica dacă nu-mi dau seama ce și cum. Deci energia generală este 5 de cupe, o să o pun aici. Să vedem acum pentru partea profesională, job, carieră. S-au extras 2 cărți. 4 de spade, o să le las pe amândouă că le-a vrut să iasă, și cu faetonul, da? Pe partea profesională, job. Aici ceva se schimbă, energie majoră, vi se cere să vă mișcați, să ieșiți din starea aceasta în care sunteți, că astfel veți pierde multe posibilități. Vom detalia imediat. Dragoste, împăratul, aveți de a face cu o persoană autoritară, bani, 5 de monede. Da, dragii mei, la voi suferința cea mai mare este pe partea asta de bani. Pierdeți anumite șanse de a face anumiți bani de care voi vă bucurați. Starea dumneavoastră de spirit sau ceea ce simțiți voi în interiorul vostru, ce vă ține așa motoarele încălzite, 7 de bâte. Haideți să le așezăm un picuț ca să le vedeți și voi mai bine. Dacă simt nevoia, o să clarific mai departe. Cum a zis, dragii mei, energia dumneavoastră generală 5 de cupe spune că suferiți, a vă pusă să speranțe în ceva din punct de vedere profesional, că acum voi detalia acel aspect, și pierdeți subit anumite șanse de a investi în ceva, anumite șanse de a câștiga anumite sume de bani care vi se promisese, care erau pe drumul vostru, ca să zic, și vă simțiți triști și dezamăgiți din punctul ăsta de vedere. Vă așteptați să câștigați anumite sume de bani, vă așteptați ca munca dumneavoastră pe care voi o să o depuneți, dragii mei, sau ați depus-o să aducă rezultate.
probabil s-au făcut niște promisiuni, probabil așteptați ca acele promisiuni să se materializeze și să primiți suma de bani pe care voi vă doriți, suma de bani la care voi ați visat și întârzie să apară. Vedeți, nu, în această perioadă de decembrie veți fi foarte nefericiți din punct de vedere financiar, pentru că nu veți obține banii pe care voi îi vreți, vă voi simți părăsiți de cei care v-au promis că vă vor ajuta, vă voi simți singuri în fața unor multor probleme pe care le veți avea de înfruntat din punct de vedere financiar, ceea ce vă dă totuși o stare de spirit foarte, foarte tristă, da? Dar să vedem de ce sunteți așa de prost aspectat din punctul ăsta de vedere, ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă cu viața voastră profesională în luna decembrie. Patru de spate și faetonul, două cărți care vă îndeamnă să ieșiți la mișcare. Lucrurile se mișcă în favoarea voastră decât dacă voi acționați. Dacă ieșiți din starea aceasta, adică, cum să vă zic, aveți spate deasupra capului, așteptați ceva ce nu se va materializa. În loc să acționați pe ceea ce știți voi, vă așteptați la niște promisiuni. Ați avut anumite promisiuni de la persoane dragi vouă, vi s-a promis poate un loc de muncă care nu o să vi se mai dea, vi s-a promis o combinație pe termen ăștia care nu se va face, vi s-a promis să intrați într-o colaborare care nu se va ține și sunteți cam obosiți, dragii mei, simțiți nevoia de repaus, simțiți nevoia de o pauză, simțiți nevoia să vă detașați și să știți în starea asta în care sunteți foarte, foarte epuizați să mai încercați, sunteți epuizați să mai credeți în oameni, vedeți, pierdeți și bani, lucrurile nu se așează așa cum vreți voi, cu toate că faetonul arată mișcare, arată șanse de reușită, arată că lucrurile se vor mișca în favoarea voastră doar dacă ieșiți din această stare, da? Deci trebuie să nu mai să vă treziți la realitate, să luptați pentru ceea ce vă doriți, da? Să nu așteptați să intrați într-o depresie din care voi nu veți ieși, pentru că sunteți foarte nefericiți din punctul ăsta de vedere și 5 de cupe spune că același lucru aici, dacă adunăm și ne uităm 5 cu 5 și așa mai departe. Nu este bine, dragii mei, dacă nu ieșiți din starea asta. Cu siguranță decembrie nu vă va aduce avansarea dacă vă doresc jobul pe care voi vi-l doriți, banii pe care voi vi-l doriți, lucrurile stagnează pentru voi și datorită vouă că ați avut încredere în cine nu merită, poate ați crezut că veți obține anumite foloase materiale mult mai ușor decât se anunțau și nu vor fi, dragii mei. Deci, clar, nu. Cu toate acestea, prin energia din noastră, stați de 7 de pâte, vă cam treziți un pic la realitate, luați taurul de coarne, pe cam la sfârșitul lunii și totuși sunteți luptători, totuși vreți să luptați, totuși nu credeți că nu veți obține ceea ce vă doriți, vreți să echilibrați balanța pentru că mai aveți două cupe, căutați alte surse de venit, căutați să faceți altceva, nu vă dați bătuți, vă călcați cu energia asta a luptătorului, cum vedeți aici, prin 7 de bâte, ca și energie, asta vă doriți, să luptați. Să luptați mai ales pentru ceea ce voi vă doriți, mai ales că vreți, dragii mei, o stabilitate financiară pe care voi nu o aveți. De ceva timp aveți nevoie de ceva, pentru că visați poate mai mult decât puteți obține. Nu sunteți încrezători, nu faceți decât jumate din ceea ce vă propune și atunci pierdeți, dragii mei, pierdeți pe mâna voastră, șanse au fost, aveți șanse de a face bani, dar nu faceți datorită vouă. Cu toate că energia voastră spune că luptați, că vă doriți, că vă încărcați cu pozitiv, nu faceți mare lucru, da, decât asta vă doriți, dar nu și acționați. Aveți în plan, vreți, dar nu faceți. Normal că nu se adevărez dacă voi nu faceți ceea ce vă. Sunteți leneși, ăsta e cuvântul potrivit, sunteți superficiali și vă credeți mult prea ușor în bani, ușor câștigați decât să munciți, dragii mei, pentru ei. Și ăștia nu vor veni prea curând, cu toate că aveați speranță, cum am zis. Să vedem acum, dragii mei, ce se întâmplă pe partea asta sentimentală, da? Și aici, 5 de cupe, spune ceva de genul că pierdeți sau vă certați cu un partener care vă cam ține sub papuc sau un partener care a încercat să vă controleze, un partener care, sau aveți un partener genul ăsta, este mereu sec cu voi, vă dă peste nas dacă este câte ori are ocazia și ați încercat oarecum să evadați, ați evadat cred că într-o altă relație mulți dintre voi și cu toate acestea nu a mers așa cum trebuie lucrurile, cu toate acestea ați fost părăsiți și încercați să vă
refaceți oarecum relația asta de cuplu, da? Pentru că trei cupe le-ați vărsat, adică o anumită persoană va părăsi sau voi renunțați la ea pentru că nu este ceea ce trebuie. Prin 7 de bâte, hotărâți să luptați pentru actualul partener. Este zodia, este paratul specific zodiei Taur, ca să zic așa, deci dacă aveți un partener în această zodie, Taur, de Taur, da, că el este sau ascendentul în Taur, mulți dintre voi veți lupta să îndreptați această greșeală pe care voi ați făcut-o, da? V-ați încrezut ușor în altcineva, ați vrut să scăpați de sub această autoritate, de sub acest partener care este mai dur, dar este un partener corect, este un partener loial, este un partener care, cu toate că voi îl considerați prea aspru, prea dur cu voi, poate credeți că nici nu vă mai iubește la fel ca înainte, acest partener vă susține în tot ceea ce faceți, vă susține de tot timpul și vă dați seama că era cât pe ce să pierdeți această relație. O să aveți alte discuții cu partenerul, dacă nu l-ați avut deja. Și o să se acutizeze un pic în decembrie, acesta vă acuză de diverse lucruri, a simțit că ceva nu este în regulă și atunci hotărâți să terminați ceea ce vă ține blocat, adică acea relație sentimentală care nu funcționa, da? Deci veți alege până la sfârșitul anului, deși mulți dintre voi veți pendula în această lună decembrie cu ambii parteneri, știți în sinea voastră că e mai bine să rămâneți cu partenerul stabil, respectiv că sunteți căsătoriți sau aveți copii mulți dintre voi sau ați făcut lucruri, pentru că acest partener vă susține, poate vă și întreține din punct de vedere material, pentru că împăratul are de face și cu autoritatea și cu controlul și cu funcția de conducere. Este o persoană potentă, o persoană care aduce bani, o persoană care știe ce vrea și cred că veți remedia această problemă până la sfârșitul lunii decembrie, de ce nu vin sărbătorile și e bine, dragii mei, să ne cerem iertare dacă asta simțim. E bine să ne împăcăm cu mulți dintre cei care le-am greșit, să fim corecți. Da, sunt sărbătorile și să trecem într-un an nou cât mai curat. Da? Pentru cei singuri, prin 5 de cupe, regretați că ați pierdut un posibil partener. Da? Am zis un partener destul de... un partener care în același timp vă controla, dar în același timp vă și asigura un trai decent, da? Regretați că ați pierdut acest partener, da? Și cu toate acestea vreți să vă împăcați, da? Deci e clar că și aici este un mesaj de împăcare, e un mesaj că hotărâți să luptați, este un mesaj că vă pare rău, dar și găsiți acea soluție de împăcare. Comunicați, căutați modalități de a intra în vorbă și poate mulți dintre voi chiar vă veți împăca cu o mare iubire din trecut în această perioadă, dar o iubire căreia voi ați greșit, o iubire pe care voi ați dezamăgit-o pentru că ați vrut și bani și relații și așa mai departe, o iubire care v-a lăsat că afla că nu ați fost corect, da? Că ați umblat de colo-colo și încercați să o împăcați. Este o persoană destul de stabilă, este o persoană mai matură, mai sunt femeile din zodia Gemini au toate șanse să împace cu acest împărat de aici. Și vă îndeamnă, prin 7 de bute sunteți îndemnați să acționați. Șanse sunt, cum am zis, este o lună magică, de ce nu? Și datorită luptelor dumneavoastră pe care le veți duce, a încrederii în voi, a acceptării că voi ați greșit și a resemnării, poate pentru mulți dintre voi, că e mai bine să vă întoarceți, e mai bine să renunțați la prostii și să mergeți cu persoana aceea potrivită vouă, da? Deci cam acesta mesaj este și pentru cei care sunt singuri sau așa simt eu. Vreau să mai extrag o carte de tarot, să clarificăm 5 de cupe, ca să vedem ce se întâmplă, pe ce parte se mulează mai bine această energie generală, da? Ia să vedem. O clarificăm un picuț, că nu simt eu că vreau să aflu mai multe. 9 de bâte. Da, dragii mei, este o carte a suferinței, a neîncrederii. Nu prea mai aveți încredere, dragii mei, în nimic, din niciun punct de vedere, pentru că ați fost răniți în trecut. Aceste răni încă nu sunt vindecate, indiferent că sunt pe domeniul profesional sau sentimental. Începe să aveți și o stare de nepăsare așa în această lună, dragii mei. Vreți să vă, nu știu, vă deconectați, nu vă mai gândiți la nimic, vreți să vă regăsiți mulți dintre voi.
sunteți dezamăgiți, cum am zis, indiferent că vorbim pe domeniul sentimental, indiferent că vorbim pe domeniul profesional, că nu ați obținut acei bani pe care voi vi-ați dorit atât de ușor printr-o promisiune făcută, sentimental că probabil v-ați îndrăgostit de cine nu trebuie și era cât ați pierdut acea persoană și încercați să refaceți o relație care nu funcționează ceva timp și încercați pentru că este persoana potrivită pentru voi, dar aveți așa un semn de întrebare și aici cei care încearcă să împace dacă se merită sau nu, dacă mai vreți sau nu, dacă omul ăla se va schimba sau nu. Deci oricum veți avea o lună, deși vin sărbătorile, voi veți mere cu capul în alte părți, cu gândurile în altă parte și așa veți trece, din păcate, în acest an 2023 cu diverse gânduri și tristeți acumulate, multe datorită vouă. Acum, dragii mei, voi extrage extra mesajul din cărțile normale de citit. Da? Să vedem ce extra mesaje avem pentru gemeni în această perioadă decembrie 2023 pentru gemeni sau cei care au ascendentul în gemeni. Hai să vedem pe partea asta profesională ce extra mesaje avem și apoi o să extrag un pic și pe partea sentimentală. Da? Oracul țigănesc sau cărți normal de citit. O femeie blondă cu ochii deschiși la culoare, economii și nesiguranță. Da, cum am zis, o să aveți discuții pe partea asta financiară mea și cu, dacă aveți un partener femeie, mai ales bărbații gemeni, vă certați din cauza banilor, da? Persoana de lângă voi vă reproșează poate că ați cheltuit prea mult, poate că nu aduceți în casă, poate că nu contribuiți și voi și aveți un fel de discuții, nu vă ajung banii. Nu este o discuție răutăcioasă, o discuție este constructivă pentru că vi se deschid ochii și aveți de fapt ceea ce vă creează o nesiguranță și mai mare în viitor, ceea ce vă creează o tristețe și mai profundă, pentru că tot ce ați făcut voi a fost să găsiți o soluție de a face bani și nu ați găsit-o rapid și mai colac peste pupăză aveți și aceste discuții în familie, da, referitoare la bani. Trebuie să faceți economii, este sfatul pe care vi-l dau cărți în această lună decembrie, că vin timpuri grele. Nu vă să aveți prea mari șanse de reușit din punct de vedere financiar, cel puțin în această lună nu. Deci economisiți, dragii mei, pentru că astfel veți avea și mai mari certuri și mai mari discuții care pornesc de la bani. Da? Deci unul din motivele de care voi se supărați este lipsa banilor, cum am spus și mai devreme. Ia să vedem pe partea sentimentală ce extra mesaje vom extrage pentru gemeni din cărțile. Wow, au ieșit ele singure. Da, eșec, dacă sunteți, dragii mei, cuplați cu o brunetă, da, sau cu un brunet mai în vârstă decât voi, sunteți dezamăgiți că veți suferi acea despărțire. Nu vă să fie partenerul dumneavoastră de viață, simt că este a doua persoană care a intrat în viața voastră, ați intrat poate și cu interese din punct de vedere financiar unii dintre voi, că este un extra mesaj pe care eu îl văd. Și vi s-a dat papucii, n-ați obținut ceea ce ați vrut, vi s-a dat papucii prea devreme și atunci ați suferiți. Pentru că era cât pe ce să vă pierdeți și partenerul pe care voi îl vreți, partenerul iubit care a simțit, dar nici nu obțineați acele beneficii pe care voi le vrea sau dacă vreați o altă relație sau v-ați îndrăgostit de altcineva, acea persoană nu vă corespunde și veți afla, veți suferi un eșec din punct de vedere sentimental, dragii mei, care se leagă oarecum și de partea financiară pentru mulți dintre voi. Da, foarte interesante aceste mesaje extra pe care le-am primit. Acum, dragii mei, voi extrage pentru voi un mesaj din două oracole pe care eu le-am achiziționat, oracole care mi-au plăcut foarte mult, tocmai de aceea le voi și folosi. Să începem cu mesajul din oracolul vieții dumnezeiești, da? La loc de cinste aici, da? Ia să vedem. Ce mesaj avem pentru gemeni din acest minunat oracol, da? Aceste oracole ne sfătuiesc ceea ce trebuie să facem noi pentru a ne fi mai bine în această perioadă. Ia să vedem ce se întâmplă pentru gemeni din punct de vedere sentimental sau profesional sau ce sfaturi avem pentru luna decembrie pentru ei și cei care au ascendentul, bineînțeles, în gemeni. Oracolul spune că avem cifra 5, iarăși un 5, bineînțeles, 5 este omniprezent pentru voi. Cere ceea ce este benefic de la Dumnezeu, căci astfel ți se va da.
Deci cere ceea ce este benefic de la Dumnezeu, că astfel ți se va da, adică ești întotdeauna, ezitați întotdeauna să ceri ajutor și când totuși faci acesta, ești adresat reticent. Eziți, mă scuzați, să cereți întotdeauna ajutor și când cereți, o cereți reticent. De cele mai multe ori este dificil să primești ceva dacă nu ceri. Cere plin de încredere și cu speranță îndreptățită și vei spori șansele tale de a primi. E, dragii mei, această lamelă spune clar că voi nu era sigur de ceea ce vă doriți. Acum vreți ceva, păi mâine vreți ceva, acum vă doriți pe cineva, păi mâine pe altcineva. Tocmai de aceea poate este și încurcătura asta în viața dumneavoastră, că ați umblat la multe capete, că ați încercat și n-ați mers pe un drum, ba începeați ceva, ba terminați ceva, ba încercați să obțineți ceva mult mai ușor decât ca cei bani cuveniți dintr-o anumită tranzacție, banul. Deci erați indecis, nu ați fost clar în ceea ce voi vă doriți. Sfatul la mele este pentru luna decembrie, de ce nu? Și pentru anul care urmează poate fi un mesaj destul de clar, să fiți sigur pe ceea ce vă doriți și atunci când vă hotărâți să mergeți într-o anumită direcție, să și luptați pentru nu să renunțați, nu să fiți superficiali, nu să fiți, dragii mei, neîncrezători și să nu știți ce vreți ca și idee de bază, da? Foarte frumos mesajul, dacă țineți cont de ceea ce spun eu, poate vi se rezolvă multe din problemele pe care voi le aveți. Voi extrage acum o lamelă din puterea tainică a iubirii sau energiei nesfârșite a iubirii, da? Dumnezeiești, dacă noi suntem aici cu partea asta de interior, ce ține de suflet. Ia să vedem ce extra mesaj avem pentru voi, gemeni sau ascendent în gemeni, din acest minunat oracol, da? Bună credință. Ești capabil sau capabilă să faci anumite concesii dacă rezultatul final este iubirea, da? Deci vă îndeamnă această lamelă să nu mai încercați, dragii mei, să profitați de oameni, da? Să alegeți cu iubirea, să alegeți cu în tot ceea ce faceți pasiunea, da? Dacă este pentru anumite proiecte și nu să mergeți pe calea scurtă, da? Să profitați, să mintiți, să înșelați. Că voi asta ați încercat să faceți în această perioadă, tocmai de aceea nu v-au ieșit planurile, pentru că Universul a lucrat, pentru că trebuie să învățați lecțiile care vi se dau. Dacă țineți cont de acest lucru, dacă sunteți corect și alegeți și sentimental, este altul mesaj pe care l-am făcut și în citirea pentru iubire noiembrie-decembrie, da? Unde am văzut că există o relație duală, ceea ce mi-a ieșit și aici pentru mulți dintre voi. Alegeți cu inima, dragii mei, nu cu interesul și veți găsi liniștea și pacea pe care voi vă doriți. Foarte frumos și acest mesaj, dragii mei. O să, cred că pentru voi am epuizat tot ceea ce am avut de spus, să zic așa. Așa că mă voi opri aici și vă urez înțelepciune, vă urez un decembrie plin de liniște și calmitate. Încercați să vă bucurați de sărbători că vin, lăsați gândurile, lăsați acea tristețe care aveți în suflet, lăsați acele dezamăgiri de care decât voi conștientizați poate mai mult decât alții, pentru că aparent sunteți fericiți, dar nu sunteți. Aparent veți poza într-o persoană plină de viață, dar nu, fără prea multe griji, dar nu este așa. Fiți voi înși voi, iubiți-vă pe voi înși voi și intrați în anul 2023 cu un vibe mai pozitiv, cu încredere mai multă în voi. Și țineți-vă de ceea ce vă doriți, mai ales ce ține de partea asta sufletească a pasiunii. Dacă faceți aceste lucruri, cu siguranță problemele pe care voi le veți avea se vor rezolva. Dragii mei, vă doresc un decembrie plin de realizări, un sărbători fericite atât cât se poate. Bucurați-vă de membrii familiei și de prietenii din jurul vostru, că cu siguranță veți avea în această perioadă destul de multe întâlniri. Aveți grijă de voi, sărbători minunate vă doresc și numai bine pentru anul care urmează, sper să fie pentru voi, dragii mei. Pupici! Dacă vă place de mine și vreți să vedeți cât mai repede detaliile mele, abonați-vă, apăsați clopoțelul ca să fiți atenționat atunci când eu le postez, comentați, distribuiți, dacă rezonați cu ce am spus, puteți să lăsați un comentariu, de ce nu? Iar dacă vă permite și puteți și vreți să donați o anumită sumă modică, apăsați butonul de mulțumiri și donați cât considerați că merită, dacă merită sau dacă vă permiteți. Pupici, dragii mei, vă iubesc, vă aștept la următoarele mele etalări.